Rusia nu îi poate uita pe copiii care nu se vor mai duce niciodată la școală, a declarat președintele rus Vladimir Putin azi, la 3 ani de la cumplitul atac asupra unei școli din Beslan. Împietrite de durere, rudele și prietenii celor care au pierit în urma luării de ostatici din Oseția de Nord i-au comemorat pe cei dragi. La Beslan se află și corespondentul nostru special, Mihai Ursu, care a luat parte la evenimentele de astăzi și ne oferă mai multe informații. Bună seara, Mihai! Cum arată Beslanul după 4 ani de la masacru? Care e atmosfera acolo? Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Până în urmă cu 3 ani, Beslan trăia într-un fericit anonimat patriarhal undeva în Caucazul de Nord. Pe 1 septembrie 2004 însă Beslan avea să devină sinonim cu teroarea. În acea zi, 32 de teroriști înarmați până în dinți au luat cu asalt școala, au luat 1300 de ostateși pe care i-au ținut timp de 3 zile în sala de sport, fără apă, fără hrană și fără medicamente. Pe 3 septembrie 2004 Beslan avea să devină sinonim și cu masacrul a sute de copii nevinovați. Astăzi, în toată Rusia, în școli, a fost sărbătoare. Copiii s-au întors din vacanță și s-au revăzut cu colegii. În Beslan însă, florile au fost pentru a cinsti memoria celor care au pierit în cel mai sângeros și mai inuman atac terorist petrecut vreodată pe teritoriul Europei. În haine cernite și cu ochii plânși, oamenii din Beslan i-au jelit pe cei 300 de ostateci care au pierit în masacrul de la școala numărul 1. Durerea celor care au pierdut copii, frați, surori sau părinți pe 3 septembrie 2004 este cu atât mai mare cu cât ei cred că vinovații încă nu au fost sancționați. Și când se referă la vinovați, supraviețuitorii îi includ aici și pe cei care au gestionat criza. Un reprezentant al supraviețuitorilor spunea azi că autoritățile chiar ar fi avut informații despre iminența unui atac terorist împotriva unei școli din Beslan, dar că nu au reacționat corespunzător. Destule voci acuză de asemenea o eroare sau chiar un risc asumat din partea serviciilor speciale în momentul declanșării atacului din 3 septembrie 2004. Evident, este inevitabil să nu apară controverse în jurul acestui adevărat 11 septembrie al Rusiei. Cert este că la Beslan au pierit 300 de oameni nevinovați, iar că 180 dintre aceștia au fost copii de școală generală. Atât deocamdată din Beslan. La revedere!